de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! Am revenit la cafea. Am spus de atâtea ori, excesul de cafea virtuală pe știri din neam și mesagerul de neam nu dăunează sănătății. Poate dăuna câteodată invitațiilor, dar în perioada aceasta, când noi mai mult ascultăm și încercăm să analizăm, nu cred că le dăunează nici lor, dar cred că le face bine că pot să-și expună punctele de vedere într-o emisiune, să spunem așa, decentă. Deci, partea a doua a emisiunii, cum am anunțat deja, hai să-i spunem, ghilimele de rigoare, un comando de la Partidul Național Liberal Neamț, la nivel de vârf, trei invitați, o premieră pentru noi în emisiune cu trei invitați. Începem abrupt, domnul Mugur Cosmanciu, președintele PNL Neamț și candidatul pentru președinția Consiliului Județean. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, salut pe toată lumea care vă urmărește. Domnul senator Eugen Țapu Nazare, bună dimineața! Vă salut, mulțumim pentru invitație, salut pe toți cei care ne urmăresc. Și era să bat în masă, dar n-am voie că vibrează, domnul Andrei Carabelea, candidatul PNL pentru primăria municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație, sunt onorat să fac parte din această emisiune și salut și eu telespectatorii dumneavoastră. Și din comandă. Și din comandă, mai ales. Și din comandă. Domnul Cosmanciuc, aveți cuvântul, fiți astăzi moderatorul meu. Nu, să moderator nu, pentru că a mai genera o premieră, că spuneați dumneavoastră că ar fi o premieră. Să știți că noi, cei de la PNL, doar premiere oferim și numai pentru premii lucrăm. Și dăm premii și la cei care merită și îi încurajăm și pe cei care ar trebui să merite. Am înțeles. Dar, în primul rând, vă mulțumim pentru formatul în care ați avut plăcerea și deschiderea să ne primiți, pentru că, în general, într-adevăr, aveți un format de 1, 2 oameni, dar vedeți, noi ajungem și la 3, poate o să ajungem să fie respectată și provocarea lansată și dezbateri cu adevărat electorale, dar dacă cineva are ceva de spus, că dacă nu are nimic de spus, normal, eu că nu o să aibă curaj să vină într-o dezbatere. Dezbaterile presupun să ai și... Da, dezbaterile, într-adevăr, presupun în primul rând să ai putere să vorbești civilizat. 2. Să ai argumente să susții ceea ce vorbești și 3. Să existe și puțin bun simț în a respecta pe cei cu care vrei să zici că ești competitor. Dar revenind la fondul problemei, astăzi am avut posibilitatea, datorită dumneavoastră, să venim aici în fața dumneavoastră împreună cu Andrei, împreună cu domnul senator, într-o formulă în care să prezentăm practic tandemul pe care îl avem pentru Consiliul Județean și Primăria Municipiului Piatra Neamț, plus domnul senator, care este nu parte din tandemul la candidat, ci parte din tandemul a susține. Este președintele, este șeful de campanie pe municipiul Piatra Neamț. Și am să fac doar o scurtă introducere, dacă o să-mi permiteți să-l las după pe domnul senator, pe Andrei, iar cu accepțiunea lor și a dumneavoastră, dacă o să mai lasă timp, o să intervin la final. Suntem aici într-o formulă în care vrem să arătăm că ceea ce am spus și până acum vom continua, și anume suntem pregătiți să câștigăm alegerile electorale aici în municipiul Piatra Neamț, că acum vorbim doar de partea de municipiu. Și avem proiecte pe care o să le prezinte foarte frumos Andrei, avem proiecte care să însemne odată continuitatea unor proiecte începute și doi, în același timp, dezvoltarea și aducerea altor proiecte noi. Pentru că municipiul Piatra Neamț trebuie să fie ceea ce a fost odată și am văzut că s-a tot vehiculat cuvântul perla Moldovei, un lucru știut. Dar ca să ajungem în acel punct, în acea poziție, trebuie să ajungem în momentul în care să avem niște oameni onești, oameni asumați, care să aibă puterea ca ceea ce spun și fac, nu doar în campanie electorale. Andrei Carabelea este un om tânăr, un om care nu l-ați văzut până acum în spațiul public foarte mult, dar care în același timp se bucură de o notorietate în zona electoratului tânăr. O persoană care a candidat, o persoană care atunci când a candidat ca și independent a avut un rezultat foarte bun și o persoană care acum în această campanie, deși poate pare că față de alți candidați este pornit în zona în care nu are notorietatea primarului în funcție, este persoana care va câștiga primăria. Andrei Carabelea este cel care va continua toate lucrurile bune începute în Piatra Neamț să fie finalizate, dar va fi și cel care va începe alte proiecte noi. Și Andrei Carabelea este cel care va face ca municipiul Piatra Neamț să fie un izvor, o oază pentru toți cei care vor să vină aici ca turiști,
sau ca oameni care să își doresc să se reîntoarcă acasă. Cam atât am vrut să spun în introducere. Cu permisiunea dumneavoastră o să-l rog pe domnul senator ca și șef director de campanie să preia mitralera de la comando și împreună cu tot ce are artilerie grea să intre în emisiune. Cu o singură precizare, să folosească mitraliera acum, să păstreze bazuca pentru perioada mai apropiată de... Are și grenade, așa că așa. Sunt convins că știi când și cum să le vreau să fac le o așeze. Precizare. În 2016, domnul Țapu, la vremea aceea, parcă tot șef de campanie, nu? Așa, creiona programul candidatului de atunci și era un program extrem de amănunțit. Acolo spunea cam așa, facem maia, termen, nu, sursa de surse de finanțare. E, mergeți în continuare pe aceeași idee? Bineînțeles. Pentru bineînțeles. Că... Dar înainte de a intra în programe, doresc și eu să vă spun că Partidul Național Liberal la Neamț propune doi tineri dinamici, doi tineri serioși, doi tineri familiști convinși și doi tineri cu frica lui Dumnezeu. Și mai ales, doi oameni de care comunitatea atât petreană cât și județul Neamț au nevoie pentru că sunt doi vizionari. Sunt doi oameni care văd dezvoltarea atât a municipiului Piatra Neamț cât și a zonei metropolitane a Petrei, dar și a județului Neamț, cu viziune de termen mediu și lung, adică 10-15 ani în față, unde trebuie să ajungă dezvoltarea atât a județului cât și a municipiului. Și eu am încredere că atât Mugur Cosmanciu va fi președintele Consiliului Județean, dar și Andrei Carabelea va câștiga primăria Piatra Neamț. Și cum ați spus și dumneavoastră, eu când sunt șef de campanie nu mă lupt decât pentru locul 1, cu asta am închis subiectul. Acum, eu vă spun despre Andrei. Andrei întrunește toate calitățile despre care v-am spus, adică este un tânăr cu viziune, știe exact unde trebuie să ajungă municipiul și zona metropolitană și mai are un lucru, are caracter, un om de caracter, ceea ce e foarte important, pentru că am văzut și la alți foști colegi de-ai noștri că sunt deficitar la acest capitol, la caracter. Și aici o să intru probabil mai târziu în subiectul acesta cu... Asta l-aștept cu mare plăcere. Da. Atunci îl putem intra acum în el, dacă doriți. Eu zic să-l auzim și dar pe Andrei două vorbe și după aceea pregătiți-vă acolo armamentul și discutăm imediat despre lipsa de caracter. Acum că mi s-a lăsat ocazia să vorbesc după domnul Cosmanciuc și după domnul senator Țapu, e parcă cu atât mai grea misiunea, pentru că acești oameni au vorbit foarte frumos despre mine și nu numai asta mă motivează, ci poate cel mai mult faptul că mi-a oferit această șansă să demonstrez că tinerii au o forță și au puterea de a schimba comunitățile. Eu am această șansă doar pentru că sunt alături de ei și pentru că fac parte din cea mai puternică echipă politică a județului și veți vedea asta pe 27 septembrie. Eu de 12 ani, de când am revenit acasă după perioada studiilor, m-am implicat și m-am dedicat comunității pentru că iubesc acest oraș și comunitatea și sunt conștient că schimbările majore se fac doar cu implicarea fiecăruia dintre noi. Asta am și încercat să creez, să creez o mișcare, un curent al oamenilor care înțeleg valoarea spiritului civic și se implică în comunitate. Contextul a făcut ca acum să am această șansă de a candida. Este un context pentru care sunt dator statutului PNL pe de o parte, dar și viziunii și înțelegerii pe care atât domnul Mugur Cosmanciuc cât și întreaga echipă PNL Neamț a înțeles-o să ofere vocii comunității. Comunitatea a arătat în ultimii ani că dorește ceva, niște schimbări, niște transformări, dorește un alt tip de leadership, vrea să cultive un nou tip de politică. Și PNL a înțeles asta și a venit transmițând acest mesaj. La Piatra Neamț este un candidat tânăr
care poate va fi acuzat, așa vor găsi competitorii de cuvință, să vină să acuze lipsa de experiență. Dar o să vorbim în curând despre ce înseamnă viziune, despre ce înseamnă dorință de schimbare, despre ce înseamnă implicare activă și entuziasm, energie. Eu vin cu aceste ingrediente și am alături forța, profesionalismul, competența unei echipe întregi, pe care le vom pune foarte bine în valoare. Și a unei organizații care, în mod normal, în momentul în care se mobilizează, a dat dovadă că poate să obțină rezultate. Condiția să se mobilizeze. Să mobilizeze pe toate planurile. Nu numai pe unul singur. Și atunci, da. Atunci vine rezultatele. Să știți că echipa PNR este foarte mobilizată, atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de organizație județeană. Am mare încredere în capacitatea de mobilizare a colegilor mei și vă asigur că nu avem de ce să ne lingem rănile. Suntem foarte pregătiți să câștigăm această competiție electorală și o vom face. Un senator, pregătit? Da, eu sunt întotdeauna pregătit, domnul Valentin Bălănescu. Spuneam mai înainte că Piatra Neamțu are nevoie de un om cu viziune, dar în același timp și de un om cu caracter. Și aici aș intra abrupt în subiect. Pentru că ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Noi clamăm tot timpul pentru o clasă politică integră, da? Punem la zid PSD-ul că propune oameni cu dosare penale, oameni cu condamnări, corupți. Dar regula trebuie să fie valabilă pentru toată lumea. Domnul Chitic, fostul nostru coleg, i s-a cerut să facă un pas în spate. Și mult timp a părut că înțelege acest lucru până își rezolvă problemele penale. Are o condamnare. În prima instanță și acum... Mult timp a părut că înțelege acest lucru, sau cel puțin asta ne-a lăsat să înțelegem și noi, că nu va mai candida. De altfel, așa a afirmat la dumneavoastră în emisiune. Nu voi candida de două ori. Și voi susține, voi rămâne în echipa liberală până îmi rezolv probleme cu justiția și voi susține candidatul la primărie, pentru că încă nu l-aveam stabilit, și pe Mugru Cosmanciuc la președinția Consiliului Județean. Numai că, surpriză, ce să vezi, s-a răzgândit. S-a răzgândit. Și a ales o formațiune politică, PMP, care la Neamț, efectiv, semnalizează dreapta, dar întotdeauna virează la stânga. Haideți să ne aducem aminte de 2016. Cu cine a făcut PMP o alianță? În județul Neamț, și la Consiliul Județean și la Consiliul Municipal, cu PSD, cu Arsene, da? Corect? Și le-a asigurat majoritatea până la zi în Consiliul Județean. Iar acolo, după un an și ceva, mă rog, au venit și ei consilierii municipali, probabil că nu-i mai putea struni conducerea partidului. Dovezi avem cu Duiumu despre PMP. Deci, în concluzie, partidul ăsta nu e nici într-un caz un partid de dreapta, ci un partid la partea lui Arsene, ca să fim clar. Eu vă spun că asta denotă și dualitatea caracterului domnului fost coleg al nostru. 2. Vis-a-vis de viziune. Păi ca să repare o bancă, să schimbi un bec sau să repare un gard la un loc de joacă pentru copii, asta e treaba de administrator de bloc, nu e treaba de primar. Da? Un primar trebuie să aibă viziune și să vadă dezvoltarea comunității în următorii 10-15 ani. De asta vă spun că Andrei este un vizionar și veți vedea că vom veni cu un program. Cum am venit și în 2016, programul acela era foarte bun, numai că din el s-au respectat foarte puține lucruri. Întrebare, când? Pe data de 1 septembrie lansăm programul. El cuprinde componente de
sănătate, educație, digitalizare, economie, oraș verde, mobilitate, regenerare urbană, servicii publice, turism și cultură, tineret. Sunt recunoscător domnului senator pentru felul va fi un program bazat pe expertiza și altor comunități de succes, cum e Clujul, Sibiu, Alba Iulia, Oradea. Adică noi nu inventăm apa caldă. Noi avem primari de succes care au reușit să facă din localitățile lor localități efectiv occidentale. Da? Alba Iulia, de exemplu, este cel mai avansat în conceptul de smart city. Acum eu vă spun în concluzie, le transmit și am încredere în inteligența și petrenilor, da? Pentru că știu că sunt oameni, eu v-am mai spus de-a lungul timpului, Piatra Neamț, un oraș cosmopolit, un oraș în care cultura a avut prim plan, cu Teatrul Tineretului și cu Festival Internațional de Teatru și am mare încredere în inteligența petrenilor și le transmit atât. Orice vot pentru Dragoș Chitic este un vot pentru Arsene. Să țină minte. Asta este chiar un slogan de campanie. S-a vorbit puțin despre programul de guvernare locală, așa cum îmi place mie să-l numesc, pentru că eu nu vorbesc de un program politic sau un program electoral. Este mult mai mult de atât, pentru că am construit acest program pornind de la probleme pe care le-am cunoscut de la firul ierbii, din viața de activist civic, de antreprenor civic, de om implicat în comunitate, om care a trăit, s-a născut, s-a format în orașul acesta și este foarte preocupat de soarta lui. Îmi place, am rezonat tot timpul cu acest simbol, așa cum a fost denumit Piatra Neamțul de Perla Moldovei și cu toate că îndrăgesc foarte mult orașul acesta și sunt îndrăgostit de oameni și de aceste locuri, simt că statutul de Perla Moldovei este cel mai îndepărtat astăzi de ce ar trebui să fie de fapt. Vedem orașul acesta pornind din cartiere, de la periferie către centru și vedem foarte multe lucruri care nu ar trebui să se regăsească într-un oraș modern, civilizat, atractiv. Știi ce mi-a spus cineva? Nu pot să nu te întrerup. Mi-a spus cineva care a venit săptămâna trecută aici. Mi-a spus eu, mergeți la periferie, mergeți în centru. Care periferie, care centru? Da. Asta a fost exprimarea unui om care s-a ocupat în ultimii 10-15 ani să atragă fonduri europene într-un oraș din România. Și care a spus așa simplu, care periferie, care centru? Da. Nu vreau să fie percepută ca și contrastantă, sau, deși nu ar fi o greșeală, cred că chiar așa și trebuie să se întâmple până la urmă, însă eu văd implicarea unui primar total diferită, a făcut foarte bine domnul senator mai devreme, o comparație cu activitatea unui administrator de scară de bloc. Da, e ca și cum venim la finalul celor 4 ani și spunem că slavă Domnului că nu ni s-a tăiat gazul și curentul, că am reușit să menținem echilibrul bugetar. Cred că nu despre asta este vorba, nu asta presupune munca unui primar. Omul acesta trebuie să caute soluții la problemele reale ale comunității, să se plimbe de dimineață până seara prin oraș, să vadă unde sunt problemele și cum intervine asupra lor să găsească soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Mă refer aici la faptul că există niște datorii. Nu este vina cetățenilor, nu putem să ne întoarcem după 4 ani și să spunem oamenilor că, slavă Domnului, că am reușit să menținem echilibrul bugetar. Astea sunt lucruri implicite, care nici nu ar trebui spuse. Domnul Bălănescu, l-ați văzut dumneavoastră vreodată pe Ilie Bolojan sau pe Emil Boc cu agenda în mână la lucrările publice ale primăriei? Aia e treabă de director sau de administratorul companiei respective, nu de primar. Haideți să fim serioși. Deci aici pentru mine e foarte clar că nu are viziune, dar spuneați de atragerea de investiții. Păi vă spun câteva capitole din domeniul economic. Spre exemplu, în colaborare cu Consiliul Județean, care va fi condus de Mugur Păzmanciu, vom înființa o agenție metropolitană de atragere pentru investitori. Da? Ăsta e un punct. După aia, un memorandum de înțelegere cu Banca Mondială pentru elaborarea analizei de potențial și de atragere de investitori care dezvoltă activități economice cu locuri de muncă bine plătite, cu calificări superioare și durabile în timp. Și aici avem
parc industrial, de asemenea, în zona metropolitană, pentru că tot programul ăsta este gândit în complementaritate, adică Consiliul Județean plus Primăria. Parc de inovație și specializare inteligentă, Piatra Neamț Smart Hub, un proiect imobiliar de regenerare urbană pentru realizarea unui cartier de locuire, servicii, industrii creative, ateliere de creație digitală, spații de comerț, birouri, waterfront, așa zis waterfront, da? Adică aia este cireașa de pe tort. Și vom detalia tot programul cum v-am spus și cum am făcut întotdeauna, cu surse de finanțare și cu termeni de finalizare. Da, Andrei, scuze-mă că nu pot să nu te întreb. Vorbea domnul senator despre Dragoș Chitic și schimbarea la față a domniei sale. A orașului. Nu, a domniei sale. Eu nu orașul este mă refer la... Deci, cum te vezi pe tine colaborând cu Dragoș Chitic în condițiile în care voi vă cunoașteți și chiar la un moment dat au existat, ca să spunem așa, și niște, cum să le zic eu, lor de poziții imediat după ce ți-ai anunțat tu candidatura? Eu am fost un partener întotdeauna al instituției primăriei, în ceea ce, din zona sectorului public, civic. Am avut numeroase intervenții, propuneri de proiecte și proiecte realizate în parteneriat cu primăria, pentru binele comunității și exclusiv binele comunității, fără a avea legătură neapărat cu o persoană sau alta. În ceea ce privește colegialitatea pe care am construit-o în interiorul PNL cu domnul Dragoș Chitic, aceasta a luat brusc sfârșit în momentul în care și-a anunțat trecerea și a dat și acele semnale oarecum nepotrivite cu privire la o schimbare de atitudine și de percepție din partea domniei sale. Dar nu are sens să mă refer la acest lucru, din punctul meu de vedere. E bine administrația... de stabilit un lucru. Domnul Zap a spus așa, orice vot pentru Dragoș Chitic e un vot pentru Arsene. Arsene. Corect. E bine să se știe că și candidatul PNL are aceeași atitudine sau nu are aceeași atitudine. Atitudinea mea se referă la limitele pe care administrația Chitic le-a demonstrat. Nu mai putem face administrație în felul acesta, trebuie să dezvoltăm orașul și să venim cu soluții sustenabile pentru dezvoltarea orașului. Eu nu am să mă refer la ce a făcut sau ce nu a făcut domnul Dragoș Chitic, sunt lucruri pe care le consider că le-a făcut potrivite și bine, dar din păcate orașul acesta nu arată așa cum ar trebui. Și ce îmi doresc eu să transmit pe această cale este că eu văd dezvoltarea orașului Piatra Neamț în spirit de dezvoltare metropolitană. În toată lumea, toate manualele de dezvoltare urbană se referă nu doar la granițele geografice limitate ale orașului respectiv, ci în calcul toate comunitățile din jur și întregul perimetru natural. Și Piatra Neamț are toate oportunitățile și toate beneficiile de a valorifica la maxim potențialul natural din zonă, resursele umane și demografice pe care le avem în jurul Piatra Neamțului. De aceea, contez foarte mult pe faptul că nemțenii vor înțelege că este nevoie de un parteneriat onest, viabil și orientat pe dezvoltare între Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț. De aceea am și nevoie Consiliul alături. Consiliul Județean Neamț, aveți cuvântul. Domnul Bălănescu și stimați colegi, o să repet câteva lucruri pentru că există o vorbă cu repetiția care e mama învățăturii și important este să ajungă la cei care au putere de decizie, adică electoratul pe data de 27 septembrie. Perioada pe care o traversăm este o perioadă încărcată de diferite încercări. Pandemia pe de-o parte, criza care se prefigurează a fi din punct de vedere economic pe de altă parte. Dar în același timp, cred că cel mai important lucru este să reușim să nu avem vreo clipă, o criză socială și o criză morală. Lucrurile astea se întâmplă să le avem totuși. Și dacă suntem în zona în care ne aflăm acum, este și pentru că am avut de-a lungul timpului conducătorii pe care ne-am ales. Uneori, între conducători sunt colegi de bună calitate, alteori poate ne dăm seama de calitatea lor după ce nu mai sunt colegi.
Ceea ce vreau să vă spun este că noi, Partidul Național Liberal și eu, vreau să vorbesc despre viitor. Viitorul pe care județul Neamț îl are este unul care poate fi foarte frumos sau unul care poate fi în continuare așa cum este acum. Din punctul meu de vedere, județul Neamț și Piatra Neamț în momentul de față arată ca o comunitate cu un tablou frumos, cum aveți dumneavoastră o imagine frumoasă în spate, dar fără perspectivă. Mergând pe stradă, ne dăm cu toții seama că nu simțim nici entuziasm și nu simțim nici un aer de mobilizare spre dezvoltare. Sunt comunități și în România și în afară în care atunci când am coborât din mașină, când am ieșit din aeroport, simțim alt aer, al schimbării, altă gândire. Asta ar trebui să simtă lumea și în Piatra Neamț când vine sau când iese din casă dacă este locuitor aici. Ca să putem vorbi despre un astfel de concept, în primul rând trebuie să vorbim despre o idee simplă, transparență și sinceritate. Toți au necesități. Suma nevoilor întotdeauna este mai mare decât suma resurselor. Dar dacă ai o gândire durabilă și știi să-ți folosești eficient resursele, atunci clar poți să vorbești și despre o dezvoltare durabilă. Județul Neamț, Piatra Neamț, poate să construiască cu adevărat o zonă metropolitană. Dacă mergem și ne uităm oriunde în afară, până puțin mai devreme aici domnul senator de Ilie Bolojan. Păi Ilie Bolojan, Oradea, încearcă să facă din Oradea și Băile Felix, și a fost și referendum în acest sens, să fie o singură comunitate, o singură entitate administrativă. Viitorul, că vorbim despre regionalizare, viitorul va însemna o dezvoltare a comunităților mari. Eu cred că nu va dura mult când județul Neamț în sine poate fi privit ca o zonă metropolitană. Pentru că nu este atât de mare raportat la întindere și populație ca să nu poată fi menegeriat unitar. O zonă metropolitană în care să avem concepte de dezvoltare industrială cu parcuri industriale, o zonă metropolitană în care să avem concepte de rezidențiale cu adevărat rezidențiale, o zonă metropolitană în care să avem concepte de dezvoltare, de recreere, concepte de dezvoltare turistică. Vorbind lucrurile astea și apropiindu-ne de Piatra Neamț, clar, aici trebuie să fie ceea ce este în orice capitală reședință de județ. Pe lângă instituțiile administrative, partea care să genereze dezvoltarea, partea care să genereze know-how, partea care să genereze gândirea. De aceea, cum s-a spus puțin mai devreme, subliniez, parteneriate cu instituții strategice, că e Banca Mondială, că sunt fonduri de analiză și risc internaționale care se-ți indice gradul de risc, sunt cele care vor da predictibilitate și stabilitate. Predictibilitate și stabilitate care vor aduce investitori. Mari investitori vor însemna, pe de o parte, locuri de muncă și tot ce înseamnă partea economică, partea de diplomație și partea de securitate, dacă este să ne raportăm vreodată la o gândire de zonă de risc. În același timp, pandemia aceasta a oferit ocazia să arate că lumea nu este pregătită pentru provocări. Județul Neamț poate să fie pregătit în orice moment pentru provocări privind munca la distanță. Are suficient teren și în zona limitrofă municipiului Piatra Neamț și în județ pentru a dezvolta concepte rezidențiale în care absolvenți de facultăți să vină și să lucreze de la distanță pentru multinaționale. Multinaționale să creeze cu adevărat parcuri IT sau de alt concept logistic care să aibă aici, în Piatra Neamț, în județul Neamț, punct strategic de dezvoltare. Spunând lucrurile astea, vă spun că aceasta este formula pe care trebuie să mergem și mergând mai departe, în momentul respectiv, vom putea vorbi și de servicii de sănătate care să aibă adresabilitate și performanță. Pentru că nu este suficient să facem investiții într-un spital. Spitalul să arate bine, dar să nu ai act medical de calitate. Județul Suceava a avut în perioada de început de pandemie un spital medaliat, făcut foarte bine, frumos, dar care a dat kix într-un anumit moment privind actul medical și infestarea COVID. Un exemplu nefericit. Acolo a fost chestie de inconștiență. Un exemplu nefericit. Dar lucrurile astea se pot întâmpla oriunde. Pentru că, dacă a fost inconștiență sau ce-o fi fost, în primul rând trebuie să înțelegem că autosuficiența și gândirea că noi le știm pe toate vor genera astfel de exemple. De aceea, întorcându-ne, județul Neamț trebuie să aibă un concept de servicii de sănătate
care să fie într-o dependență și complementaritate cu serviciile medicale de la Cluj, Mureș sau Iași, unde sunt centre universitare. Lucrurile astea vor genera clar un act medical bun și un profesionalism. Făcând acest lucru, vom avea practic și o stabilitate a celor care vor veni să se așeze aici. Pentru că orice om, când se duce oriunde în lumea asta, se uită dacă are servicii medicale de calitate, dacă are securitatea cetățeanului, dacă are educație pentru copii și după sunt celelalte, recreere și, bineînțeles, nivelul de trai este pe primul loc. Lucrul acesta trebuie să-l rezolvăm în județul Neamț, în Piatra Neamț. Al doilea lucru, spuneam, despre securitatea cetățeanului. Aici trebuie să fie o dependență permanentă, o legătură permanentă instituția guvernului cu autoritatea locală, pentru ca să nu avem vreo clipă cazuri care au fost și în presa locală sau în presa națională cu alte clanuri mediatizate și care periclitează siguranța. Lucrul acesta se poate rezolva și prin prevenție educație și prin autoritate. Și ajungem la prevenție educație, care înseamnă practic de la copil de mic să-i asigur un cadru în care să aibă perspectivă. Educația să fie cu adevărat educație, nu doar materializarea unui număr de minute într-o oră. Sunt profesori de calitate. Sunt profesori care sunt respectați. Sunt oameni care au adus aici Olimpiada Internațională de Astrologie. Ei trebuie promovați, domnul Niciuc. Este un exemplu. Astfel de oameni sunt repere internaționale. Deci ei trebuie implicați în viața comunității. Când ne implicăm în viața comunității, vom vorbim cu adevărat despre o trăire comună și de o asociere participativă. Și dacă vorbim de asociere participativă, vorbim și despre un buget participativ. Pentru că bugetul primăriei sau județului nu este acelui care este ales temporar 4 ani, 8 ani, dacă este reales, într-o funcție publică. Este a comunității. Și atunci, nu decide președintele din PIX că asfaltez două șanțuri, fac poză, ia cu mătru bani, uraș la gară. Nu. Hai să vorbim despre o investiție durabilă. Pentru că dacă vorbim despre infrastructură, vedem că județul Neamț stă slab la capitolul infrastructură. Sunt drumuri județene încă neasfaltate. Am pomenit. Și dacă vreți să dau și un exemplu, repet. Scuzați-mă. Deci, la Târgu Neamț, ieri venea cineva dinspre zona Secu. Pe Piric, da? Și a stat 40 de minute. Și mi-am adus aminte de ce a spus de inelul de ocolire. Vedeți, ajungem la același punct. Drumul județene încă neasfaltate. Și dacă o să întreb, oare unde? Exact în zona aia, unde este bastionul lui Ionel Arsene, care zice că a rezolvat tot județul și e cam palmă. Depinde acum cine și ce palmă are. Unul mai mare, alții mai mică, fiecare după măsură. Dar vorbind altfel, domnul Bălănescu, uitați, ați spus și dumneavoastră, cine vine din zona Ardealului, pe tronsonul respectiv, se întâmplă să stea ori întregi pentru a intra într-o comunitate. Este inadmisibil să avem o astfel de gândire în care mai asfaltăm două șanțuri, dar nu facem un inel ocolitor. Târgu Neamț în sine ar trebui să fie o cetate medievală, cum este oriunde în afară, orice cetate, și care este plin pe un pietonal, se bucură de ceea ce este în sine. Casa Creangă, cetatea și tot ce este în jur. De asta este nevoie de lucruri care le-am spus tot timpul, de gândire. Dumneavoastră aici în redacție aveți mai mulți oameni care lucrează. Dar redactor șef și telefoane care sunt. Dar redactor șef își asumă cel care coordonează politica editorială și politica comercială. De asta, când vorbim despre astfel de dezvoltări, trebuie să vorbim despre viziune. Nu doar de o activitate contabilă în care adunăm și scădem ce ne intră de la contribuabil. Dacă îmi dai voie. Vă rog. Vorbim despre viziune. V-aș da un exemplu simplu. În ultimele două luni am umblat împreună cu Mugur și cu Andrei Carabelea foarte mult în Piatra Neamț, dar și în județul Neamț. Dar vorbesc acum de Piatra Neamț. Și am întrebat pe oameni, pe cetățeni, pe pietreni, ce le oferă administrația publică locală, azi când vorbim, copiilor între 10 și 12 ani și 18 ani. Știți care a fost răspunsul unanim? Nimic. Păi când tu nu le oferi copiilor între 10 și 18 ani nimic, nu faci nimic altceva decât să-i pregătești
psihologic ca la 18 ani când i-am împlinit să plece de aici învârtindu-se, să nu se mai uite înapoi. Ori, ăsta e rolul vizionar al unui primar. Să facă activități complementare cu școala, cu educația, cu sistemul de educație, pe care, din nefericire, sistemul de educație azi nu le mai face. Sunt activități moderne, digitalizate, care pot fi făcute atractive pentru tine. Și atunci tânărul se înrădăcinează aici și nu mai se gândește cum să plece de aici. V-aș mai da niște exemple. Tot, nu știu cine tot în preumblările astea ale noastre în ultimele două luni, am umblat prin Piatra Neamț. Centru arată cât de bine, să zicem, dar și aici sunt lucruri de făcut. Dar vă spun că am umblat în Dărmănești, printre blocuri, în Mărăței, printre blocuri, în Precista, printre blocuri. Domnul Vălănescu, este un adevărat dezastru, dumneavoastră. Piatra Neamț nu a arătat atât de rău niciodată. Niciodată. Deci, un cataclism. Am umblat, spre exemplu, la Piața Dărmănești. Catastrofă. Piața Mărăției. Închisă în Paradia. Și v-aș da exemplu, că tot se plânge edilul actual. Și v-aș da un exemplu, că tot se plânge edilul actual, că n-are bani, că n-are bani. Păi, piața când era, piața asta centrală, când era la primărie, primăria încasa 130 de mii de lei lunar de la piața centrală. A trecut-o la urban. A trecut-o la urban și acum urbanul plătește 60 de mii, 65 sau 63 de mii de lei redevență. Da? Deci primăria a pierdut jumate din bani. Păi eu vă spun, cu banii ăștia, de diferența asta de 63-64 de mii de lei lunar, dacă îi strângea într-un an de zile, putea să renoveze celelalte piețe? Putea, nu? Putea. Și putea să facă din hala Mărăței, care e închisă, o hală pentru producătorii autohtoni cu produse tradiționale moldovenești. Da? Putea. Adică trebuie și idei și viziune și... Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Mai mult, tot cu exemplul ăsta cu piața. Când era piața la primărie, oamenii plăteau 17 lei pe tarabă pe zi. Iar de când e la urban, pentru că urbanul plătește taxe, impozite, da, TVA, acum e 27-28 de lei. Deci îi dezavantajează și pe producătorii autohtoni. Bun, aici este aș zice și un lucru legat de piață. Da? Și vă mai dau un exemplu. Care mi-a venit în cap acum, că trebuie cunoscut. Administrarea cimitirilor este concesionată la o firmă, probabil că e PMP, nu, sigur e PMP, pe 5 ani de zile, da? Știți ce face firma aia? Percepe taxe de administrare la cimitir și le expiră la anul contractul de concesiune și trebuie scoasă la... Percepe taxe de administrare la cimitir pe 25 de ani. Și vă întreb eu la anul când se scoate la licitație din nou, vine o firmă nouă sau mai multe care participă, ce să mai ia? Deci eu am concesiune pe 5 ani și percep taxe de administrare pe următorii 25 la oameni. Da? Nu știu câți ani are concesiune, dar... Da, acum... da, 5 ani și percepe taxe de administrare pe următorii 25. Cum mai face licitație la anul? Ce firmă mai vine să preia ce? Da. Andrei, vrei să spui ceva? Vreau să spun și eu ceva legat de piețe. Sesiunea de întrebări și răspunsuri, blitz. Sigur. Legat de piețe. Îmi aduc aminte că în anul 2004-2005 bunicul meu avea o tarabă în... era producător agricol și avea o tarabă în Precista. Și eu mai mergeam pe la el, îl vizitam acolo, chiar îmi plăcea. Era, abia mă strecuram printre oameni. Acum piața Precista și toate celelalte, și piața Dărmănești, de piața Mărăției nici nu mai are sens să vorbim că este închisă, sunt locuri sinistre, pustii, goale, întunecate. Asta înseamnă că ratăm niște oportunități imense. Pe de o parte, forțăm locuitorii din zonă, pietrenii, să meargă să cumpere de la supermarketuri, deci să trimită banii cu poșta. Și pe de altă parte, împiedicăm accesul
în piețe a unor oameni care muncesc, produc, vin cu niște produse, au ocazia să vândă niște produse sănătoase. Înseamnă de două ori oportunități ratate. Pe de o parte pentru pietrenii care vor să cumpere produse sănătoase, pe de altă parte pentru producători, dar și pentru economie. Pentru că un leu investit în economia locală are o valoare de trei ori mai mare, pentru că rămâne acolo și mai asigură un circuit. Asta înseamnă să nu te gândești la binele oamenilor. Și nu mai vorbim de felul în care arată piețele, să nu-i respecti, să nu-ți pese să fie fericiți. Pentru mine, asta este tot ce contează. N-am intrat cu compromisuri în politică, dimpotrivă, vin din zona societății civile, unde am învățat să rămân un om integru, vin din zona PACT, poate mulți dintre pietreni mai țin minte mișcarea pe care am creat-o în 2016 și le mulțumesc pentru faptul că foarte mulți dintre ei ne-au fost alături. Am intrat în PNL menținându-mi aceeași integritate. Deci ai răspuns la o întrebare, de ce ai intrat în PNL. A doua, ce înseamnă pentru tine voluntariatul? Deci, da, blitz. Voluntariatul înseamnă să lupți împotriva unor metehne și a unui tip de atitudine care se regăsește foarte des în întrebarea, dar mie ce-mi iese. Voluntarului îi iese totul, făcând puțin și beneficiind și alții de pe urma activității sale. Deci este strict în numele oamenilor. Domnul senator, cât sunteți de mulțumit de programul pe care l-ați făcut în 2016 vis-a-vis de cât s-a realizat? Deci programul a fost foarte bine gândit, fix cum v-am spus, pe obiectivele principale, pe viziune de dezvoltare, când l-am făcut noi. Nu? Da? Iar domnul Chitic, acum am văzut că, ca o paranteză, se laudă cu contracte semnate pe fonduri europene. Să fie foarte clar, alea sunt ale echipei Partidului Național Liberal, nu ale domniei sale. El numai le semnează. Dar alea nu sunt ideile lui, sunt ideile Partidului Național Liberal. Asta ca paranteză. Realizarea, vă spun că nu știu dacă a realizat mai mult de 15% din program. Deci foarte nemulțumit. Domnul președinte, întrebare. Sunteți de acord cu ce spunea domnul Țapu? Fiecare vot pentru Dragoș Chitic este un vot pentru Ionel Arsene? Da. Răspuns blitz. Da. Păi da. Nu, asta e domnul Bălănescu. Eu citesc. Uitați-vă, vă mai dau un element ca să vedeți că ce a făcut Chitic e o premeditare. Bugetul primăriei Piatra Neamț a fost consumat în ăștia 4 ani de 6 firme mari și late, toate ale în zona PMP-ului. Haideți ca să, dacă vreți, intrăm și în detalii. Și o întrebare cu care, deci sunt efectiv în fiecare emisiune. Spuneți. Deci sunteți întrebat apropo de primarul Ion Rotaru de la Alexandru cel Bun. Ce este? Deci, de ce a ajuns el în echipa liberală? Și dați niște argumente. Vrei să vă spun unul dintre ele? Da. Domnul Rotaru și-a făcut un sondaj de opinie în luna februarie. Între capitolele acelui sondaj erau întrebări privind președinția Consiliului Județean. Și a văzut că Mugur Cosmanciuc este cel care va câștiga președinția Consiliului Județean. Și de atunci a transmis la acest Alexandru mesaj. La Alexandru cel Bun cu 80%, atenție. Și al doilea element... În care el era în PSD. Era în PSD. Al doilea element. Domnul Rotaru, într-adevăr, câștiga alegerile în fața echipei PNL. Dar pentru că vorbim despre dezvoltare unitară a zonei metropolitane și despre un concept care să însemne nu politizare, ci dezvoltare, am ajuns la această concesie în care echipa PNL și noi și domnul Rotaru suntem la aceeași masă pentru ca, într-adevăr, acea comună să se dezvolte unitar și susținut și de Consiliul Județean. Da, să nu uităm că totuși domnul Rotaru a performat la vremea când a fost și la Piatra Neamț. Dacă vreți, vă pun la dispoziție programul din 2016. Cu mare drag. Și o să vedeți, vă îl trimit pe e-mail și o să vedeți cât s-a realizat din el, că am dreptate eu, adică mai puțin de 15%. Da, am promis că terminăm la și 15 minute. Ar mai fi fost întrebări de răspuns. Revenim. Revenim cu o altă ocazie. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mult succes. Să aibă încredere pietrenii și să voteze echipa de tineri a Partidului Național Liberal, pentru că întrunesc toate criteriile, și cele de caracter și cele de viziune. Poate ne întâlnim cu echipa municipiului. Sigur. Avem nevoie să construim un oraș sănătos și eu mă bazez foarte mult
pe implicarea tinerilor și a tuturor oamenilor de bine din comunitate să găsim soluții pentru acest oraș. Nu e vorba doar despre politică, este vorba să ne trezim și să facem lucruri ca într-o comunitate pentru binele orașului și al județului. Mulțumim! Avem nevoie să ne respectăm promisiunea de a încheie emisiunea Orașul Sfert. Vă mulțumesc, cele bune, oameni buni, un ceai de acum, cafeaua s-a încheiat pentru astăzi. La revedere, numai bine pe mâine dimineață!